Una dintre marile nedreptăți făcute de comuniști bisericii a fost, pe lângă demolări, exproprierea. Deși au trecut mai bine de 25 de ani de la căderea regimului ateu, Biserica încă se luptă să reintre în posesia bunurilor care îi aparțin de drept. Aceasta a fost și rămâne o prioritate pentru oficiul canonico-juridic al Arhiepiscopiei Bucureștilor, una dintre eparhiile cele mai afectate din acest punct de vedere. În anul 2014, oficiul canonică juridic a reușit cu succes în toate cauzele în care a fost parte să obțină hotărâri favorabile părții bisericești. A reprezentat cu succes unitățile de cult din subordine, neavând nici o hotărâre judecătorească defavorabilă. Ne-am axat în principal pe obținerea titlului de proprietate pentru unitățile de cult din subordine și pe obținerea de hotărâri, să spunem așa, deciziile Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri care au în cultor regioase din România pentru proprietățile confiscate de regimul comunist. În unele cazuri au fost decizii de retrocedare în natura acolo unde s-a putut, iar în alte cazuri despăgubirii bănești. Printre obiectivele pentru 2015 este și urgentarea demersurilor juridice în vederea obținerii unor decizii de retrocedare în echivalent bănesc pentru bisericile demolate. Autoritatea competentă este Comisia Specială de Retrocedare a unor Imobile ce au aparținut cultelor religioase din România. Pe 2015 ne propunem o reprezentare cât mai puternică, să spunem noi așa, a unităților de cult în toate cauzele în care acestea vor fi parte și a Centrului Eparhial a Arhiepiscopiei Bucureștilor, care este implicat în anumite dosare de retrocedare unele. Ne propunem tot așa obținerea de titluri de proprietate pentru unitățile de cult din subordine care la acest capitol, une dintre ele stau destul de precar să spun, întrucât lipsa actelor juridice, lipsa arhivelor, ca să spun așa, nu ne-au permis să întabulăm dreptul în sepultate, iar în special, să spun așa, sprijinirea unităților de cult pentru obținerea unor decizii favorabile de la această comisie specială de retrocedare. Acestea sunt, să zicem așa, obiectivele, și cel mai puternic este să câștigăm toate procesele. Printre realizările oficiului juridic în 2014 s-a numărat și înființarea Asociației Casei de Ajutor Reciproc a Clerului și Salariaților Bisericești din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.